Îi îndemn pe toți care pot dona sânge să o facă, este un semn de solidaritate. Îi ajutăm pe cei care sunt în nevoie, facem bine organismului nostru și da, e momentul în care putem ajuta dezinteresat pe cei care pot ajunge într-o situație, într-o criză, într-o nevoie și la urma urmei e semnul nostru de solidaritate cu sistemul de sănătate, pentru că atunci când se întâmplă ceva, o tragedie, da, trebuie să avem această rezervă de sânge și plus în cazul meu sănătatea îmi permite, grupa mea de sânge cumva universală și eu profit de ocazie să donez. Eu am mai donat, m-am simțit bine și atunci și acum și îndemn pe toți să doneze. În primul rând că nu există nicio alternativă în producția sângelui și derivatelor de sânge. Tehnologia nu a atins, din păcate, acest nivel și singura modalitate de a salva alte vieți, de a produce medicamente din sânge, este donarea. Este un act de binefacere dezinteresat. Prin această acțiune pot salva vieți. Contribuie și la propria sănătate, donarea de sânge și este bine.